CNOT CSU Brașov a bifat a treia victorie din seria B a diviziei A. Elevii antrenorilor Florin Paraschiva, Lina Teslărașu și Gabriel Borot i-au dispus de Politehnica 2 Timișoara cu un categoric 33-26, după ce în repriza a doua au făcut un joc excelent. Echipa Centrului Național Olimpic de Tineret Brașov a obținut o nouă victorie în divizia la handbal masculin. Băieții antrenați de Florin Paraschiva au întâlnit în etapa a 5-a a sezonului CSU Politehnica 2 Timișoara. În prima repriză, handbaliștii brașoveni s-au instalat la conducerea jocului, însă nu s-au putut desprinde, astfel că la odihnă au intrat cu un avans de doar 3 goluri, scor 15-12. Partea secundă a reprezentat un adevărat galop de sănătate pentru gazde, care au marcat pe bandă rulantă și au speculat fiecare eroare adversarilor. Brașovenii s-au impus la final cu 33-26. Victoria este foarte importantă, dar sincer cel mai mult ne-a bucurat jocul din repriza a doua. Încep ușor să se vadă relațiile de joc care se formează în timp. Îi vedem că joacă cu plăcere și ăsta este lucrul cel mai important. În etapa viitoare, CNOT Brașov va evolua în deplasare cu HCM Sighișoara. Într-un alt joc, din etapa a 5-a, CSM Făgăraș a reușit să învingă Academia Minaur Baia Mare cu 33-31, după ce la pauză era condusă cu 16-19. Pentru Făgăraș urmează jocul de la Argeș-Pitești. În clasament, CSM Făgăraș este lider cu maxim de puncte. CNOT CSU Brașov ocupă poziția a 4-a cu 10 puncte.